când nici nu existam și nici nu aveam suflare, din cer încă de atunci mă vedeai. Când nici nu existam și nici nu aveam suflare, din cer încă de atunci mă vedeai. Când nici chip nu aveam și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții nu. Yes, sir.
De aceea Dumnezeul nostru merită toată lauda. Amin, amin. Împreună cu cei care sunteți acasă, împreună cu cei ce suntem aici, aș vrea să venim cu rugăciunea asta înaintea Domnului și să-L lăudăm în această primă rugăciune și Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin. Amin. Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50, de la versetul 7 la versetul 15. Psalmul 50, de la versetul 7, care spune astfel: Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu.
Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. În această a doua rugăciune ar vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de iertare, să-i spunem Domnului: Doamne, avem lucruri care le regretăm în viața noastră. Dacă te uiți în istoricul vieții tale, recent sau mai îndepărtat, poți să găsești lucruri care le regreți. Mi-aduc aminte, pentru că suntem în preajma sărbătorilor pascale, numai ce au trecut, mi-aduc aminte când Domnul îi găsește pe cei mai tari din cei 12, 11, îi găsește pe cei mai tari 7 ucenici la Marea Tiberiadei. Unul a dat semnalul de întoarcere la lucrurile vechi. O zis: mă duc să prind pește. Și o zis: venim și noi cu tine. Și ori mers și Domnul găsește 7 ucenici care au uitat ce s-a întâmplat 3 ani și jumătate. Au uitat minunile, au uitat învierea lui Lazar, au uitat înmulțirea pâinilor, au uitat vindecările, au uitat eliberările. Și unul într-o zi zice: mă duc să prind pește. Adică o lăsat deoparte ceea ce a umblat cu Domnul Iisus. O lăsat deoparte minunile care le-a făcut Domnul și a zis: mă întorc la vechiul meu obicei. Ăsta era obiceiul lor. Nu știu, poate stai astăzi în fața ecranului și te-ai întors la vechile tale obiceiuri. Ai motive să spui: din cauza că nu m-am mai dus la adunare, eu n-am putut să mă rog. Din cauza n-am putut să mă păstrez curat, din cauza că n-am putut să fiu la părtășie. Și ei aveau multe motive. Dar Domnul nu era interesat de motivele lor. Domnul s-a uitat că ei au avut o întoarcere de la lucrurile duhovnicești spre lucrurile pământești. Poate în perioada aceasta te-ai depărtat de Dumnezeu. Poate nu te-ai mai rugat. Poate n-ai mai ținut zilele de post, n-ai mai ținut zile sfinte înaintea lui Dumnezeu. Poate n-ai mai cântat o cântare să plângi înaintea lui Dumnezeu în timpul cântării, sau nu te-ai mai rugat plângând și te-ai întors la vechile tale obiceiuri. Ar vrea dimineața aceasta să fie o mare atiberiade în viața ta, în care să apară Domnul când te aștepți mai puțin. Ei, după ce n-au prins nimic, după ce toate lucrurile erau eșuate în viața lor, după o noapte de trudă, după ce n-au prins nimic, se arată Domnul cu masa pregătită. Ar vrea dimineața aceasta cântarea de laudă, îndemnurile, rugăciunile, mesajul din partea lui Dumnezeu să fie o masă pregătită pentru sufletul tău. Sufletul tău să găsească ceea ce a pierdut, să găsească părtășia cu Dumnezeu, să găsească eliberare în dimineața aceasta. Poate ai nevoie de mâna lui Dumnezeu peste casa ta, Domnul să-și lase mâna lui peste familia ta. Poate ai nevoie peste sufletul tău, peste gândirea ta, peste mintea ta. Poate ești tulburat în vremea aceasta. Domnul să atingă mintea ta, să atingă Domnul sufletul tău și să lasă o eliberare. Poate n-ai prins nimic, n-ai prins niciun fir de legătură cu Dumnezeu, n-ai prins o lacrimă înaintea lui Dumnezeu. Fie dimineața aceasta, dimineața în care Domnul să apară pe țărmul vieții tale. Să pregătească Domnul dimineața aceasta lucrurile de care ai nevoie. Să pregătească Domnul exact cuvântul de care ai nevoie, îndemnul de rugăciune de care ai nevoie, și să pleci în dimineața aceasta de la timpul de închinare, să pleci cu Domnul în continuare până la capătul zilelor. Ăștia nu s-au mai întors de la Marea Tiberiadei, nu spune că s-au mai întors la vechile obiceiuri. A fost ultima dată când ei ori a fost la vechile obiceiuri. De astăzi, din dimineața aceasta, să fie dimineața în care să mergi cu Domnul până la capătul vieții tale. Dacă ai lucruri care le regreți în viață, poate ai undița care nu ți-o știe nimeni, poate ai noaptea aia de trudă în care ai fost departe de Dumnezeu, poate ai lucruri care te-au depărtat de Dumnezeu, vin în dimineața asta și spune: Doamne, m-am chinuit eu și n-am prins nimic. Totu-i ce spune Solomon: deșertăciune și goană după vânt. Oricât ne-am străduit fără Dumnezeu, nu se prinde nimic. Dar au zis: la cuvântul tău voi arunca mreaja. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Aruncă mreaja în partea dreaptă. Întoarce-te spre Dumnezeu în dimineața aceasta și Dumnezeu va binecuvânta viața ta, va binecuvânta sufletul tău. Haideți să intrăm în această rugăciune și să spunem: Doamne, iartă-ne depărtarea de tine. Iartă-ne lucrurile care ne-au făcut să ne întoarcem de pe calea ta, să
Luăm o întorsătură dinaintea ta și să ne întoarcem la vechile noastre obiceiuri. Iartă-ne și primește-ne în dimineața aceasta înapoi și ajută-ne să rămânem cu tine până la capătul zilelor. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Venim înaintea ta, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că ești un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. În dimineața aceasta, Doamne, strigăm către tronul tău de har și te rugăm, Doamne, să te înduri de noi și să ne ierți. Dacă este în dimineața aceasta cineva, Doamne, care are nevoie de iertare, te rog să-i dai iertare, Doamne. Dacă e cineva, Doamne, care se luptă cu depresia, se luptă cu gânduri negre, Doamne, te rog, Doamne, să întinzi mâna ta biruitoare și să-l smulgi de la întuneric, să-l aduci la lumină. Dacă este cineva descurajat, te rog, îmbărbătează-l prin Duhul tău cel sfânt. Doamne Dumnezeule, dacă e cineva care a căzut în deznădejde, te rog să trimiți speranță peste sufletul acesta. Dacă este cineva, Doamne, care e la capătul puterii, te rog să-l întărești prin puterea Duhului Tău. Te rog, Doamne, dacă e cineva bolnav,
Atinge-l, Doamne, și dă-i vindecare. Avem nevoie de eliberare în dimineața aceasta. Mai mult decât eliberare fizică, avem nevoie de eliberare spirituală. Întinde-ți mâna ta de Dumnezeu. Fă în dimineața aceasta să simțim puterea Golgotei, să simțim puterea iertării, Doamne, peste fiecare suflet. Îți mulțumim, Doamne, de jertfa din Golgota. Îți mulțumim, Doamne, că ai coborât pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim că ierți și astăzi. Îți mulțumim că și astăzi schimb viezi, Doamne, mai schimbă în dimineața aceasta. Puterea cuvântului Tău, Doamne, să schimbe, să transforme fiecare suflet care va asculta cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că așteptăm marea întâlnire cu Tine. Îți mulțumim că ne-ai dat nădejde că într-o zi ne vom întâlni. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim și să fim gata. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te slăvim până în veci de veci. Amin. Thank you.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! În timp ce fratele Daniel citea acest psalm frumos, psalmul 50, mi-am oprit atenția asupra versetului 8, prin care Dumnezeu transmite un mesaj poporului lui și spune astfel: Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Cu alte cuvinte, poporul din vremea aceea nu avea o problemă cu a împlini toată formalitatea și tot ritualul necesar pentru a fi în vremea respectivă după voia lui Dumnezeu. Însă cu toate acestea observăm că încă Dumnezeu găsește anumite slăbiciuni, anumite motive pentru care să intervină în viața poporului lui Dumnezeu și să-i mustre. Aș întreba în această dimineață, oare noi, ce credem despre noi? Ar avea oare ce să corecteze Dumnezeu la noi? Ar găsi Dumnezeu în viața noastră ceva anume care, măcar că arătăm din punct de vedere exterior, așa cum ne place să credem că ar trebui să arate un copil al lui Dumnezeu, însă Dumnezeu cu ochii lui care pătrund mai adânc decât ceea ce izbește privirea, cred că ar avea multe să ne spună. Și în această dimineață, acest îndemn aș vrea să îl aduc înaintea dumneavoastră și aș vrea să citesc două versete din Evrei, capitolul 12, unde cuvântul Domnului ne spune să luăm atitudine și să facem ceva. Versetul 12 din Evrei, capitolul 12, spune: Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Poate că în vremea în care noi trăim, ne-am obișnuit în a nu mai face mare lucru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poate că mâinile ne-au obosit și genunchii sunt slăbănogiți. Ne-am obișnuit cu vremea de criză, de carantină. Domnule, suntem limitați. Limitați în a face fapte bune. Limitați în a mai trăi pentru slava lui Dumnezeu, fiindcă oricum nu mă vede nimeni decât familia, soția, copiii, care oricum mă știu și mă cunosc. Nu mai am ce să demonstrez și nu mai am cui să arăt. Poate că ne-a cuprins gândul acesta. Însă versetul 13 spune următorul lucru: Croiți cărării drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Este un imperativ pe care cuvântul Domnului ni-l lasă aici. Cu alte cuvinte, indiferent cât de confortabil vă simțiți în starea în care sunteți, avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu de a fi un reper. Aș vrea să te întreb, frate și soră, mai ești un reper pentru cei ce au genunchii slăbănogiți? Mai ești și mai sunt un reper? Mai sunt acea cetățuie zidită pe un munte înalt pe care o privesc oamenii însă încă de departe, o zăresc, o văd? Și-ar vrea și ei, își doresc și ei să ajungă într-o așa stare încât slava lui Dumnezeu să strălucească în cetățuia respectivă? Știți, acum în vremea aceasta putem spune că am fost feriți de a face multe fapte rele. Însă Dumnezeu privește mai adânc în inima omului și identifică ceea ce motivează pe om să facă fapte rele atunci când are ocazie. Aș vrea în această dimineață să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze credincioșii și pe toți deopotrivă să ne binecuvinteze cu această capacitate de a repera lumea înspre Dumnezeu. Pe vremuri, porturile aveau un anumit reper care se numea far. Era un far ridicat pe un munt, pe un turn înalt, în fiecare port antic, de demult, când nu exista tehnologie, și acolo cineva era un om undeva sus care mișca
farul acela suficient de tare încât toate corăbile care veneau pe mare aceea, indiferent cât de cuprins de oboseală ar fi fost comandantul, capitanul, să nu aibă nicio șansă să rateze intrarea în pont, în port. Asta cere Dumnezeu de la noi, iubiți frați credincioși. Croiți cărării drepte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce șchiopătează să nu se abată de la cale, din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Domnul să ne ajute pe noi ca biserică să pună Dumnezeu în noi dorința aceasta să fim un reper pentru lumea de afară, dar nu numai, și pentru cei dintre, printre cei dintre ei noștri care șchiopătează și sunt slabi în vremea aceasta. Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, nu doar să vorbim despre adevăr, ci să și trăim adevărul. Nu doar să vorbim despre un Dumnezeu, ci să avem o relație cu Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne în direcția aceasta. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Amin. Ajută-ne să ne apropiem de tine, ajută-ne să stăm în voia ta, să stăm în casa ta, să fim oameni exemplari, să fim lumina lumii, să fim sarea pământului, să croim cărări drepte cu picioarele noastre, pentru ca cei ce vin în urma noastră șopătim, să fie vindecați, pentru numele Tău, mă rog, Doamne, pentru slava și gloria Ta de Dumnezeu, vrem să fim oameni care să mergem drept în capul sus, Doamne, privirea noastră să fie ațintit despre Cel care este ținta, căpetenia, desăvârșită noastră, pentru momentele acestea, Doamne, minunate momentele minunate, care ne dăruim să stăm în prezența Ta, te rugăm să lucrezi, te rugăm să cercetezi, te rugăm să duci firmia să binecuvântare, te rugăm să duci ajutor și sprijin, pentru că doar Tu ești vrednic de laudă, doar Tu ești vrednic de închinare, doar Tu ești vrednic să primești mulțumirea, glorie ție, din nou de numele Tău pe veci, pentru bunătate Tare, pentru dragostea Ta de Dumnezeu, Tu viază în momentul acestea, Tu licitează, Tu licitează pe mic și mare, pe tine și pe tine, pe tine și împotrivă. Avem nevoie de tine, avem nevoie de oricar și durarea Ta, lucrează pentru gloria numelui Tău, ce licitează de unul, Doamne, îndură-te de poporul Tău, îndură-te de biserica Ta, îndură-te, Iisuse Hristos, Israel, pentru că Tu ești bun și bunătatea Ta este minunată, lăudat să fie numele Tău, binecuvântat să fii Tu, Doamne, binecuvântată să-ți fie rugarea mâinii Tale, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeu meu, Tu ești mântuirea mea, Tu ești salvarea sufletului nostru, pe Tine ne încredem, pe Tine te lăudăm și te binecuvântăm, al nostru Domn și Mântuitor, Împărat, Sfânt, ajutor și sprijin, pentru toate îți mulțumim și te slăvim în vecii vecilor. Doamne, știm că de multe ori nu-i suficient să cunoaștem, nu-i suficient să fie adânc înfipte în mintea noastră principiile și valorile Tale. Deseori, Doamne, vedem cât de vulnerabili suntem, cu toate că cunoaștem mult. Doamne, este vremea în care să recunoaștem că noi, cu inteligența, cu capacitatea noastră, nu putem fi ce vrei Tu. De aceea avem nevoie de Duhul Tău. Ai spus ucenicilor, nu vă depărtați până nu veți primi această putere ca să puteți să-mi fiți martori. Măcar că ați văzut minunile mele, ați umblat cu mine 3 ani și jumătate, aveți nevoie de putere.
Binecuvintează, Doamne, poporul bisericii Elim cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și te rog, Doamne, să faci din această biserică Ta, Elim, Doamne, o grădină, o pepinieră unde să crească repere, Doamne, pentru împărăția Ta. Oameni tari și destoinici, Doamne, să fie hrăniți cu hrană tare din cuvântul Tău, astfel încât să nu se abată, Doamne, indiferent cât vor lovi valurile, indiferent ce vremuri vor veni, indiferent cât vor căuta oamenii cei răi și vicleni să pună stăpânire peste proprietatea Ta, peste ființa omenească. Noi vrem, Doamne, ca în această biserică să crească copii, Doamne, după voia Ta. Copiii noștri, Doamne, din școlile duminicale, copiii noștri care participă, Doamne, la serviciile divine, Doamne, din timpul săptămânii și de duminică, să fie binecuvântați, Doamne, cu prezența Ta și cercetarea cuvântului Tău, Doamne, să fie aceia, Doamne, care să cuprindă inima lor și viața lor să fie schimbată de puterea cuvântului Tău. Mă rog, cercetează frații și surorile de acasă, Doamne. Mă rog, Doamne, să mângâi inima lor cu privire, Doamne, la această situație în care nu ne putem uni cu toți împreună în același loc. Doamne, binecuvintează-i, Doamne, și fie ca în momentele acelea când vom fi din nou împreună, plin de extaz și de euforie, Doamne, să strigăm către Tine, mărit să fie numele Domnului. Însă vrem încă de pe acum, Doamne, să pregătim inimile noastre, Doamne, pentru momentele acelea când vei lucra din nou, Doamne, din nou, așa cum suntem obișnuiți împreună, Doamne. Te rog din nou să binecuvintezi, Doamne, familiile noastre, să binecuvintezi toate domeniile existenței noastre și să ne ajut să facem cu adevărat din Tine turnul nostru de scăpare și cetățuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne încredem. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. E noapte. La o masă, plecat peste hârtie, cu abecedarul în față, stă un copil și scrie. Dar lângă el, vicleană, din luciul filei roze, zâmbește o șopârlă din cartea lui cu poze. Acum copilul își pune creionul între dinți. Șopârle frumoase și-s repezi și-s cu minți. Ușor îl dă o filă și alta și încă una, apare papagalul, păunul și păuna și un cocoș cum scurmă, hrănind o găinușă și un... Dar stai, afară, cine a scâncit la ușă? Băiatul stă și ascultă, e un glas sau o părere, se duce în prag și strigă. E cineva? Tăcere. Ba nu! E un glas subțire. Auzi? Mi-e frig, îngheț, copilule, deschide pentru un sărman drumeț. Dar cine ești? Mi-e frică. Sunt mic. Să întreb pe tata. Nu le întreba, deschide că plouă cu găleata și apoi știu basme multe și ghicitorii în sac. Dar cine ești? Un vierme. Oh, viermii nu prea-mi plac. Dar eu sunt mic, o scamă, și când mă fac o vrec, de-abia mă vezi. Hai, trage zăvorul, că mi-e frig. Și a deschis băiatul. Noroc și seară bună. Noroc! Dar unde-i ploaia? A stat, nu vezi că-i luna. Hi-hi, a fost o glumă, ca să mă lăși un prag. Dar stai, nu închide ușa, că după mine trag un vechi și un bun prieten, un șoricel din pod. Sunt eu, dar cartea unde? Ia de-a-mi eu să-ți o rod. Apoi o să fugim pe mese și prin bide, să facem mii de pozne. Dar stai, mă rog, nu închide, că trag și eu cu coada o bufniță flămândă. O bufniță? Mi-e frică! Dar bufnița e blândă. Sunt bufnița, privește în ochii mei rotunzi, de acum să umbli noaptea și ziua să te ascunzi, să fii ascuns de mamă, de tată, stai puțin, ea mai lărgește ușa să intre și al vecin. Eu, mă cunoști, sunt vulpea și cred că mă iubești. Eu știu că vulpea strică. Ce? Vile! Povești! Dacă asculti de mine, am să
te învață furi. Dar e păcat. N-ai teamă. Nu spune scripturi că apele furate mai dulci sunt, mai plăcute. Și acum deschide loturi, că vine, vine iute, o zână fără seamăn. Zâmbi să ieși în cale, slăvite caracatiți în colăcimii sale. Nu, n-o primesc, mi-e frică, afară! Prea târziu, căci bufnița și vulpea și șoarecul suriu dau ușa de perete și umede ventuze se prind în rotocoale pe umeri, peste buze, ce rece îmbrățișare, cum îi se înfrânge trupul. Așa sunt deznădejdea. Acum apare lupul. Vai, în chenarul ușii, doi ochi de foc se arată. E lupul ce rânjește și vine, vine. Tată! Ca trăsnetul lovește o flacără pe lup, iar umedele brațe de pe copil se rup. Tu dormi? Îi spune tata. Ce lecție n-ai scris? Ce bine lângă tata, ce bine că a fost vis. Minciuna nu e o crimă, se spune câteodată. E un vierme mic ce trece și floarea e tot curată. Nu, floarea nu-i curată, un vierme nu-i ca roua. Întâia ta minciună aduce pe a doua. Întâi e o verigă, apoi un lanț, robia. Visarea trage lenia și lenia, lăcomia. Apare băutura, desfrul, furteșagul și apoi când deznădejdea trecând îngrabă pragul, te faci să scurmi viața sau să te îmbete crima. Cine deschize vărul? Doar o minciună, prima. Minciuna e o crimă? E o crimă orice pată. Când vine micul vierme, tu strigă îngrabă, tată. Prin sângele salvării lovește pe dușman, alungă primul oaspe, căci ultimul-i satan. Amin. Iată ce poezie frumoasă. Cred că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Într-adevăr, lăsăm poate lucrurile mici în viața noastră să intre spunând, "s mici." Dar nu ne dăm seama că, de fapt, este un plan acelui rău care are în vedere o mică fisură în vasul sfințeniei noastre și pe acolo intră toate nenorocirile care aduc sfârșitul vieții unui om. Domnul să ne facă înțelepți pe fiecare dintre noi și când putem să curmăm lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu încă din fașă, Dumnezeu să ne dea această luciditate, acest discernământ și această determinare care vine de la Dumnezeu să facem curat în viețile noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Uităm în acest psalm care a fost citit și este un contrast între viața ceremonială și viața interioară de umblare cu Dumnezeu. Ne uităm aici și Israelul excela la capitolul jertfelor, la capitolul legilor care trebuiau înșiruite, la capitolul memorării versetelor, a rostirii lucrurilor, a ceremonialului în cele din urmă. Dar totuși Dumnezeu spune aici psalmul că Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Avem de-a face cu un Dumnezeu maestos, cu un Dumnezeu înfricoșat, cu un Dumnezeu care este gata să se judece cu poporul său. Așa cum de multe ori s-a spus în această perioadă, eu cred că ceea ce trăim astăzi nu trebuie să ne sperie, sunt oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă. În orice obstacol, în orice încercare, putem chiar noi să le facem oportunități. Și mă gândeam citind acest psalm și auzindu-l, citindu-se, că de fapt vremea în care suntem noi, în care nu ne mai putem bucura de ceremonial, de cântările de cor, de toată atmosfera aceasta frumoasă care este necesară și Domnul să aducă vremurile cât de repede ca din nou să ne bucurăm de ele. Dar Dumnezeu parcă ne-a forțat sau este o ocazie pe care o avem în situația dată să vedem dincolo de slujirea noastră vizibilă, oare cum stăm în umblarea noastră cu Dumnezeu. Uitați ce reproșează Dumnezeu poporului de atunci. Nu jertfele, nu pentru asta te judec, spunea aici psalmistul, ci uitați, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Poate de multe ori am uitat să mai fim recunoscători. Am luat lucrurile de valma, multă slujire, participare în comunitate și nu ne-am mai pus problema umblării noastre personale cu Dumnezeu.
Și este vremea aceasta în care suntem forțați să ne coborâm în noi înșine și să vedem cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și primul gând, și eu mă bucur că în dimineața aceasta deja s-a făcut lucrarea aceasta, de mulțumire. Să avem recunoștința aceea ca fundament al umblării noastre cu Dumnezeu. Dar apoi uitați ce spune în continuare. Adu jertfă și împlineșteți, partea a doua a versetului, împlineșteți juruințele făcute celui prea înalt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu să te uiți înaintea ta, înăuntru tău, să vezi lucruri care nu sunt poate așa cum îi plac lui Dumnezeu și să iei hotărâri noi, să ai puterea să faci legăminte noi. Poate furați de ceremonial, furați de lucrările pe care trebuie să le facem. Am uitat, poate, să ne mai coborâm. Poate am 20 de ani de pocăință. Oare nu mai am nevoie de pocăință? Și iată că o vreme de aceasta de izolare te forțează să te gândești înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am mai luat eu hotărâri noi, m-am mai schimbat după 20 de ani de pocăință, după 30 de ani de pocăință, eu mai cred încă că Duhul Tău poate să lucreze în caracterul meu, roada Duhului Sfânt, mai poate să schimbe comportamente. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea ca să nu fim, știți cum e școlarul acela, eu mai am încă imaginile din vremea comunismului în care pionierii veneau la cravată și de multe ori aveai grijă totul să fie impecabil, dar nu știai poezia. Totul era ideal, dădea bine în cameră, cămașa călcată la dungă, cravata era acolo, inelul de pionier era acolo, totul era perfect, dar nu știai poezia. De multe ori asta e lupta ceremonialului, suntem perfecți, așezați, freza stă bine, hainele stau bine, totul dă bine în imagine, dar de fapt, noi nu ne știm adevărata poezie, adică umblarea noastră cu Dumnezeu. Vreau rugăciunea aceasta să ne facem fiecare o evaluare și să spunem, Doamne, oare mai sunt eu un închinător în duh și în adevăr? Cred că una dintre provocările și una dintre șansele acestei perioade este ca cu adevărat să ne punem problema umblării noastre cu Dumnezeu, noi și Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți în această rugăciune pe care o vom face să venim și ca și Cain și Abel. Doamne, ți-am adus jertfă, dar poate am uitat că poate ce dă valoare jertfei este inima mea, este umblarea mea cu tine. Și este o vreme când Dumnezeu a oprit jertfele. Și acum trebuie să ne punem evaluarea propriei noastre vieți cu Dumnezeu. Domnul să lase duc de pocăință. Uitați ce le mai reproșează și apoi ne vom ruga. Spune aici, Dumnezeu zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Degeaba formal suntem bine, dacă noi nu mai avem acea viață de umblare cu Dumnezeu care ne transformă continuu și la 70 de ani. Eu vreau să cred despre mine și m-aș bucura ca tot poporul lui Dumnezeu să fim acei oameni care ne schimbăm chiar și în ceasul morții noastre. Dacă mai este ceva de dăltuit, dacă mai este ceva de schimbat, Domnul să ne dea puterea. Și cu această inimă de închinători adevărați, care se confruntă cu sfințenia unui Dumnezeu care este maestos, cu adevărat să venim înaintea lui Dumnezeu și când ne vom întâlni, să fim cu toții schimbați, cu toții înnoiți și să ne bucurăm și de ceremonial, să ne bucurăm de tot ce izbește privirea, dar să fim transformați profund în inimile noastre. Haideți cu astfel de rugăciune să venim înaintea Domnului și fie ca Domnul să lucreze. Amin. Mă închin înaintea ta și te rog,
să ne dai forma pe care tu o vrei, să ne dai caracterul și să nu ținem atât de mult la forme și mai mult la tine, mai mult la tine să ținem la ceea ce tu vrei să faci cu noi. Că Domnul e această cercetă, Dumnezeu nostru, te rugăm, dacă se mai există ambiții în viața noastră, dacă mai există orgolii, dacă mai există încăpățânare, dacă mai există răzbrătire, insultare, o, te rog în viața aceasta, ia ciocanul tău de Dumnezeu și zdrobește, Doamne, zdrobește tot ceea ce înseamnă fire, eu, mântrie, ambiție și orgoliu, și văd ca în pomul vieții, Doamne, să rodească roadele Duhului Sfânt, să rodească bunătatea, facerea dupine, credincioșia, plândețea, dragostea, înfrânarea pomului, pentru că vrem să fim oameni care să fim maturi spirituali, să fim oameni care la rândul nostru să putem învăța pe alții, la rândul nostru să predăm ștafeta, Doamne, la oameni de încredere, la oameni pregătiți, Doamne, ajută-ne ca noi să fim pregătiți, ajută-ne ca noi să arătăm ce trebuie să arătăm, ne închidem în fața ta și te slăbim pe tine. Părinte Ceresc, stăm în continuare înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că în orice situație și în orice vreme Tu rămâi Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că intențiile Tale, Doamne, gândurile Tale de pace, Doamne, de schimbare, de înnoire, rămân aceleași, mărire Ție, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că fiind copiii Tăi, Dumnezeule, și în încercare și în bucurie, Dumnezeule, Tu ești Cel ce lucrezi în viețile noastre, Doamne, și chiar și în această situație Tu lucrezi în poporul Tău, Doamne. O, Dumnezeule, în vremurile acestea când poate ne-ai îndepărtat de lucrurile acestea, Doamne, ceremoniale, Doamne, te rog, fă, Dumnezeule, să fim închinători în duh și în adevăr, Doamne. O, Doamne, poate n-am avut vreme, Doamne, de a sta cu noi, Doamne, de a înțelege unde suntem înaintea Ta, Doamne, și este vremea pocăinței, Doamne, lasă înțelepciune, Doamne, lasă discernământ, Doamne, poate n-am avut vreme, Dumnezeule, de a înțelege relațiile, Doamne, pe care le avem în familie, Doamne, n-am avut timp de copii, n-am avut timp de soție, de soț, Doamne, iată că este o vreme a evaluării, Doamne, în care Tu vrei cu adevărat în inima noastră, Doamne, să fie pocăință, Doamne, să fie umblare cu Tine, Doamne, să fie acel duh smerit, Doamne, dă-ne puterea aceasta ca fiecare dintre noi să descoperim, Doamne, această dimensiune, Doamne, a umblării cu Tine, Doamne, transformă-ne, Doamne, până în profunzimile inimilor noastre, Doamne, lasă, Doamne, vieți transformate, capitole, Doamne, care poate au rămas neatinse, Doamne, pentru că am fost prea grăbiți, Doamne, prea ocupați, Doamne, dă-ne discernământ, Doamne, să le schimbăm, Doamne, Tu nu Te uiți la jertfă, Doamne, Tu te uiți la inimă, Dumnezeule, Tu întâi te uiți la noi, Doamne, și apoi la ceea ce îți dăm, Doamne, de aceea dă-ne puterea aceasta umblării cu Tine și îți mulțumim că Tu vrei să schimbi, Doamne, atmosfera în casele noastre, Doamne, în familiile noastre, în relațiile cu copiii, Doamne, în relațiile unii cu alții, Doamne, și astfel, Doamne, transformați de puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să putem să ne închinăm împreună. Îți mulțumim, Dumnezeule, că Tu ești Cel ce lucrezi, Doamne, că Tu ai gânduri de pace și de binecuvântare cu noi, Doamne, și, Doamne, când vom face aceasta, când vom lua hotărâri noi, Doamne, Tu ne promiți că Te vom chema, Doamne, și Tu vei veni, slavă numelui Tău. De aceea îți mulțumim, Doamne, pentru siguranța prezenței Tale, Doamne. Este atât de simplu, Doamne, să acceptăm mustrarea, Doamne, să acceptăm schimbarea, Doamne, să acceptăm vindecarea inimii, a sufletului, a minții, Doamne, și astfel să ne bucurăm de prezența Ta. Pentru toate Te slăvim și Te lăudăm, Doamne, pentru bunătatea Ta, Doamne, pentru îndurările Tale care nu sunt la sfârșit. Mărire Ție. Amin.
Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Să deschidem cuvântul Domnului la prima carte a împăraților, la capitolul 5, de la versetul 15 până la versetul 17, este cuvântul Domnului, care am dorit să fie o hrană spirituală pentru sufletele noastre. Iată ce spune cuvântul Domnului. Solomon mai avea 70.000 de oameni care purtau poverile și 80.000 care tăiau pietrele în munți. Afară de căpeteniile, în număr de 3.300, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrărilor. Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe, cioplite, pentru temeliile casei. Amin. Nu cu mult timp în urmă, frați, surori, iubiți credincioși, am vizitat la București Palatul Parlamentului. Este o clădire impresionantă și în spatele acestei lucrări stau poate peste 20.000 de oameni care au lucrat zi și noapte mulți ani de zile. Este un edificiu impresionant și o construcție faraonică, dacă ne gândim că această clădire are un volum mai mare decât piramida lui Cheops din Egipt. Dar mult, mult mai mare și mai impresionantă clădire decât Casa Poporului și decât alte edificii din lumea aceasta, din trecut și de astăzi, a fost templul pe care Solomon l-a construit la Ierusalim. Și de ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că la templul acesta au fost zeci de mii de oameni care și-au unit forțele ca să-l construiască. Și mai mult decât atât, au lucrat într-o deplină armonie sub conducerea împăratului Solomon. Mai mult de asemenea decât atât a fost și faptul că templul din Ierusalim a fost construit în șantierul templului fără să se audă o lovitură de ciocan, fără să se audă o unealtă de fier. Care construcție din lumea veche sau din lumea de astăzi se poate asemăna cu templu? Să nu folosești instrumente, să nu folosești unelte din acestea de metal, ci doar îmbinături, așa cum a fost, s-a întâmplat în urmă cu 30 de viacuri la ridicarea templului. Pentru că Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Solomon și în spatele acestui proiect a fost o învățătură spirituală pentru noi astăzi. Suntem, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, într-o lună în care Cuvântul Domnului ne provoacă să fim în unitate în slujire. Și acest text din Sfânta Scriptură ne îndeamnă să fim la această unitate și ne îndeamnă să fim în legătura pe care Domnul o cere. Și să privim la câteva categorii de lucrători care au fost atunci și pe care îi vedem și astăzi. Și să vedem lucrarea fiecăruia. Nu contează cine ești, nu contează în ce categorie faci parte, dar contează să lucrezi sub conducerea Marelui Împărat, Domnul Iisus Hristos, și să lucrezi în deplină armonie cu ceilalți lucrători și de aceea Domnul să ne binecuvinteze. Care sunt aceste grupuri? În primul rând distingem grupa cioplitorilor de piatră. Și ei trebuiau să scoată din munte pietre mari și mărețe, spune versetul 17, pentru temeliile casei Domnului. Și se cerea mult efort, multă trudă,
multă răbdare ca să cauți în primul rând cele mai potrivite pietre de dimensiuni apreciabile. Se cerea apoi să fie scoase din munte, se cereau să fie cioplite și pregătite pentru ca în partea finală să ajungă la destinație în templu. În grupa aceasta a cioplitorilor de piatră sunt incluși astăzi evangheliștii și cei care au darul de chemare în casa lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt, evangheliștii sunt cei care cioplesc și astăzi din muntele acesta al lumii pietre, adică suflete, ca să fie aduse în casa lui Dumnezeu. Și ei folosesc unealta aceasta atât de eficientă, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este cel care taie ca o daltă, este cel care sfarmă ca un ciocan puternic. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care a lucrat și lucrează atunci când este folosit. În grupa aceasta cioplitorilor de piatră, poți și tu ca să faci parte. De aceea vestește cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Așa cum apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și demnul nostru este potrivit și pentru ziua de astăzi. În 2 Timotei capitolul 4, versetul 5 spune cuvântul: dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fă lucru unui evanghelist, pentru că și tu, ca și lucrătorii de altă dată, ai la dispoziție această unealtă a cuvântului lui Dumnezeu. Și aceasta este în Ieremia capitolul 23, versetul 29, spune cuvântul Domnului: nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarmă stâncile. Domnul ne-a dat cuvântul său care taie mai tare decât dalta, care sfarmă mai tare decât orice baros și orice ciocan care sfarmă stâncile. Cuvântul Domnului este așa de puternic și îmi place așa de mult în Isaia capitolul 41, când spune și când îmbărbătează Domnul pe poporul său și spune: nu te teme, viermele lui Iacob, nu te teme, pentru că iată, te fac o sane ascuțită cu mulți dinți și vei zdrobi munții. Dumnezeu este cel care echipează vierbii săi și le dă putere prin Duhul său cel sfânt, prin cuvântul său, ca să zdrobească munții și ei se fac un șes. Cine ești tu, munte înalt, spune apoi prorocul Zaharia, cine ești tu, munte înalt, în fața lui Zorobabel? Iată că te fac un șes înaintea Domnului. Domnul este cel care are soluție și pentru munții aceștia ai lumii. Și Domnul are putere ca să-ți dea și ție, prin cuvântul său, ajutorul să fii un cioplitor de piatră, să faci lucrarea unui evanghelist și să poți să fii destoinic și folositor în lucrarea sa. Am zăcut și noi în muntele acesta al lumii, de ani de zile. Dar într-o zi, cuvântul Domnului este cel care ne-a chemat și ne-a trezit la viață. Și așa cum odinioară Lazar cel mort a auzit strigătul Domnului în cimitirul Betaniei, și pe noi, strigarea Domnului și cuvântul său ne-a adus la viață. Și mai mult decât atât, este Domnul cel care și-a dorit să ne facă așa cum scrie în 1 Petru capitolul 2, versetul 5, niște pietre vii, să fim zidiți în casa duhovnicească. Și ca să ajungem pietre vii, Domnul este cel care în cariera aceasta a lumii este cel care ne pregătește și are instrumentele lui ca să-și facă lucrarea.
Folosește și dalta, folosește ciocanul, folosește instrumentele acestea abrazive, uneltele acestea, ca să ne fățuiască, să ne dăltuiască, să ne facă conform dorinței Lui. Pentru că așa cum ieșim din muntele acestea lumii, suntem duri și fără formă, dar El vrea ca în casa duhovnicească a sa, noi să avem locul nostru stabilit și noi, de asemenea, să avem fațetele și să avem forma pe care El și-o dorește. Și nu se poate lucrul acesta fără durere, nu se poate lucrul acesta fără ca polizorul Lui să nu ne șlefuiască. Este mult zgomot, este mult praf, este multă durere, sunt multe lacrimi în cariera aceasta a lumii. Este multă agitație, dar să nu uităm un lucru. Domnul este Cel care vrea ca să te pună în locul stabilit. El este Cel care cioplește și astăzi. Acolo sus la Domnul nu vom avea nici durere, nici lacrimi, dar aici, aici în locul acesta al lumii, noi suntem chemați să stăm, să răbdăm suferințele și să așteptăm că Domnul este Cel care vrea să ne aducă acolo, în locul potrivit, în zidirea sa. Dar până atunci, haideți, frați și surori, să nu ne plângem. Suntem chemați să fim pietre vii și El este piatra cea vie și El dorește ca să ne apropiem de El și El dorește să fim ca El. De aceea astăzi cuvântul Domnului ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția spre acești cioplitori de piatră. Au o muncă grea, au o muncă istovitoare, dar este Domnul Cel care lucrează și prin ei și zic, Doamne, ridică-ți Tu pe cei care i-ai pus ca vestitori ai cuvântului Tău, ca evangheliști, ca cei care stau într-o vreme ca aceasta să vestească cuvântul Tău și să nu se uite la greutățile care sunt, ci să privească la puterea pe care Tu o dai prin Duhul Sfânt ca să-și facă lucrarea și zic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă categorie, frați și surori, care o desprindem din cuvântul Domnului, este grupul cărătorilor de poveri, în versetul 15. Este această categorie de lucrători chemată să transporte cu grijă pietrele acelea de dimensiuni apreciabile, care au fost cioplite, fățuite, aranjate și inscripționate cu destinația spre Ierusalim, spre casa Marelui Împărat. Ei sunt cei care fac această lucrare atât de grea, de asemenea. Nu oricine putea să fie un cărător de poveri, ci cel care avea sănătate de plină, care era puternic, și care, de asemenea, a dovedit că poate să ducă până la vremea respectivă pe umeri poverile care i-au fost încredințate până atunci. Cărătorii de poveri din zilele noastre sunt cei chemați să poarte sarcinile celor slabi. Iată ce spune cuvântul Domnului, Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 6, versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cine sunt acești cărători de poveri în zilele noastre? Ei sunt cei care stau la dispoziția Domnului și la care poți recurge să te ajute în necaz, la care poți să te despovărezi de ceea ce este o greutate pe sufletul tău, la care poți să-ți mărturisești păcatul tău,
sunt poate cei mai simpli, oameni simpli. Poate este un frate simplu în biserică, un bătrân înțelept. Poate este un părinte iubitor. Poate este cineva sănătos în credință, dar plin de putere și matur în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar atunci în ziua cea grea, în ziua cea rea, atunci în ziua necazului tău, acest cărător de poveri este cel care știe să se aplece spre tine. Și nu îi este greu să se împovăreze cu povara ta și să meargă mai departe împreună cu tine, să mijlocească înaintea Domnului cu lacrimi pentru tine, să se roage pentru starea ta, să plângă înaintea Domnului zi și noapte. Întotdeauna un cărător din acesta de poveri va avea ușă deschisă, va avea o inimă iubitoare și dornică să te ajute. Sunt mulți în jurul tău care te apreciază atunci când îți merge bine, dar sunt puțini care cară împreună cu tine povara și sunt dornici să te ajute. În biserica din Filipi a fost o situație, a fost o neînțelegere cauzată de două femei credincioase, de Evodia și de Sintichia. A fost o sursă de neînțelegere care a tulburat, de fapt, biserica din Filip. Și apostolul Pavel este cel care și-a dorit ca să ia atitudine și să rezolve aceasta. Și el îi se adresează acestor două surori în Domnul, ca să fie cu un gând în Domnul. Pentru că cine are gândul acordat, strunit la Domnul, nu mai are probleme cu certurile și nu mai vrea să se certe. Așa a făcut apostolul Pavel. Li s-a adresat direct. Dar el a mai făcut un pas. Și a solicitat de asemenea unui frate ca să se înjuge în lucrarea aceasta și să poată să vină în ajutorul acestor două femei. Pe drept cuvânt, un cărător de poveri este un tovarăș de jug. Așa îl numește apostolul Pavel, tovarăș de jug. Pentru că acest cărător de poveri, atunci când treci printr-un necaz greu și când ai o apăsare, îți va spune, jugul tău este și jugul meu, povara ta este și povara mea. Este cel care va intra și el în jug împreună cu tine să tragă carul. Este cel care va porni la drum și nu te va lăsa. Cel care te va susține, te va încuraja, te va îmbărbăta, te va ridica, nu te va lăsa să intri într-o stare de descurajare, într-o stare de depresie. Cărătorul de poveri este cel care este chemat de Domnul să te ajute. Avem nevoie, frați și surori, într-o vreme ca aceasta și de cărători de poveri. Avem nevoie de oameni care atunci când ești jos, căzut, să se aplece, să intre în jug împreună cu tine și să spună, nu ești singur, sunt cu tine, dar noi împreună mergem, pentru că Dumnezeu este cel care dă biruința. Acesta este cărătorul de poveri. Și avem nevoie să ne rugăm ca Domnul să-i întărească pe cărătorii de poveri, să le întărească umerii spirituali, să-i întărească brațele, să poată să-și ducă lucrarea mai departe. Avem nevoie să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a făcut, ca în viața noastră să presare în intersecțiile acestea al vieții acești cărători de poveri să te ajute. Și sfatul tău să-ți dea pace în inimă, și sfatul lui să-ți dea pace în inimă, și cuvântul lui să fie un cuvânt care să te ridice, și ajutorul lui să vină și să fie o binecuvântare pentru sufletul tău. Doamne, binecuvintează Tu cărătorii de poveri,
Binecuvintează-i, Doamne, ca să poată să fie la dispoziția Ta. Așa cum sunt cioplitorii de piatră, sunt o binecuvântare și călătorii de poveri. Sunt o binecuvântare în orice situație grea din viață. Sunt o binecuvântare atunci când treci prin valea aceasta a suferințelor. Sunt o binecuvântare atunci când mergi și când ai nevoie de un cuvânt de încurajare. Ridică-ți, Doamne, bărbații astăzi care să poarte sarcinile. Ridică-ți astăzi, Doamne, oameni care să fie maturi în credință, să fie sănătoși în credință și să poată să fie cărători de poveri. Domnul să ridice și să binecuvinteze astfel de oameni. Frați și surori, trecem mai departe pentru că în lucrarea aceasta de construcție a templului au mai fost o altă categorie de lucrători și aceasta este cea a zidarilor. Însă lucrarea lor este discretă, nu se menționează lucrarea lor atât de mult, pentru că ei stau în spatele marelui meșter ziditor și anume în spatele împăratului Solomon. Și în capitolul 6 din 1 Împărați este menționat de altfel de mai bine de 8 ori faptul că Solomon a zidit templul, Solomon a zidit casa. Dar și ei erau angajați împreună cu marele împărat în zidirea aceasta și acolo, în șantierul acesta al templului, așa cum am menționat, nu s-a mai auzit scrâșnetul acesta al polizoarelor, nu s-a mai auzit loviturile acestea ale uneltelor de fier, nici securia, nici ciocanele, pentru că avea în vedere Dumnezeu să transmită peste veacuri mai departe lucrarea spirituală și lecția aceasta care și noi trebuie să o învățăm. Aici, în lumea aceasta, este o vale a suferințelor, dar sus în cer, la Domnul, este locul pe care El ni l-a pregătit. Aici suntem în mâna Lui, aici suntem modelați în acest șantier, dar când ajungem la Domnul, acolo nu vor mai fi nici lacrimi, nici durere, nici țipăt, nici moarte, nici despărțire. De aceea Domnul, prin cuvântul Său, a vrut să ne spună că îmbinările acestor pietre vii se vor face de El, dar nu se vor face în valea aceasta a lumii, ci se vor face pentru ca să ne pregătească El pentru casa duhovnicească. Cine sunt zidarii în zilele noastre? Ei sunt învățătorii din Noul Testament, puși ca să învețe, puși ca să aducă zidire bisericii. Și în 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel face referință la lucrarea de zidire și spune că lucrarea fiecărui credincios este o zidire. Dar când facem această lucrare, trebuie să ținem seama de dreptar. După cum meșterul zidar își face lucrarea folosind un fir de plumb ca să vadă verticalitatea zidului și să vadă dacă zidirea este dreaptă de la temelie în sus, tot așa și în lucrarea spirituală Dumnezeu ne cere să folosim dreptarul cuvântului Său. Și contează așa de mult câteva lucruri de care trebuie să ținem seama, spune Apostolul Pavel. Contează cum zidești, spune Apostolul, pentru că dreptarul îți arată că trebuie să respecti voia și planul Marelui Dumnezeu, Marelui Meșter Zidar, Iisus Hristos.
Trebuie să respecti planul și mai mult decât atât, trebuie, dreptarul spune că trebuie să faci cum acest plan îl are descris. Cum trebuie ca să respecti voia lui Dumnezeu? Cum trebuie ca să faci voia lui Dumnezeu? Dreptarul îți spune de asemenea care este credința care s-a dat sfinților odată pentru totdeauna și cum poți ca să mergi pe această cărare a credinței. Dreptarul îți spune de fapt care este fericita noastră nădejde și cum trebuie să ne pregătim noi pentru arătarea Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos. Dreptarul îți spune cum trebuie să fie credința noastră, cât trebuie să fie credința, să fie o credință din aceasta aprinsă, să fie o credință vie, să fie o credință neprefăcută, acea credință care crede tot, iartă tot, acoperă tot, nădăjduiește tot. Așa trebuie să fie credința noastră, să fie o credință fierbinte. Așa ne spune dreptarul. Dar contează nu numai cum zidești, contează și cu ce zidești. Pentru că nu orice lucru care îl faci înaintea Domnului are valoare și greutate înaintea Domnului. Dacă faci această lucrare a Domnului cu post, cu rugăciune, dacă te jertfești timpul, îți jertfești banii, pui la dispoziție mașina ta, pui la dispoziție valorile tale, fără ca să cauți la interesele tale, ci doar pentru slava lui Dumnezeu, atunci zidirea ta capătă preț înaintea lui Dumnezeu și capătă valoare de aur, de argint sau de pietre scumpe. Contează de asemenea nu doar cum zidești, nu doar cu ce zidești, contează, frați și surori, prin cuvintele apostolului Pavel, contează și pentru ce zidești. Pentru o răsplătire veșnică, pentru ca Dumnezeu să fie văzut în toate și să spună și să spui: nu eu, ci Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu sau pentru interesele oamenilor, sau pentru ca să placi oamenilor, sau pentru un like, sau pentru apreciere în plus, sau pentru ca să fii văzut de oameni, sau pentru niște interese materiale, sau pentru niște bani. Contează pentru ce zidești, pentru că noi așteptăm răsplătirea de la Domnul și este Domnul cel care în ziua aceea știe să se uite în dreptul muncii tale și să-ți dea o răsplată. Doamne, ajută-ne să avem răsplata deplină de la tine. Nu vrem paie, fân, trestie, nu vrem lucrurile acestea trecătoare, care sunt poate atât de apreciate de cei din lumea aceasta. Dă-ne tu, Doamne, ochi ca să prețuim ceea ce tu prețuiești și dă-ne tu, Doamne, putere ca să putem să facem lucrarea ta cu acea dragoste și la acea valoare pe care tu o aștepți. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Și în final, frați și surori, nu pot să nu mă gândesc la o altă grupă de lucrători care au fost în lucrarea aceasta, angajați în lucrarea templului. Și este grupa veghetorilor. Și era chemată să privegheze peste toți lucrătorii care erau acolo. Și în grupa aceasta intră străjerii casei Domnului, intră văzătorii, intră prorocii, intră slujbașii care fac o slujbă în casa lui Dumnezeu, mai mare sau mai mică. Intră cei care au visele profetice din partea lui Dumnezeu. Intră cei care au darul acesta de a mijloci, de a se ruga înaintea lui Dumnezeu. Aceștia sunt străjerii. Și prin slujirea lor, ei îndemnau poporul
să meargă la lucru, așa spune în 2 Cronici, capitolul 2, versetul 18. Aveau trâmbița la gură, când se apropia vrăjmașul, ei vesteau pericolul și anunțau că să stea lumea și să stea poporul în veghere pentru că era amenințată lucrarea de zidire. Chemau de asemenea poporul ca să se strângă. Ce importantă este lucrarea aceasta a veghetorilor. Trăim vremea lui Nemia, frați și surori. Precum odinioară a fost dregătorul Nemia, înconjurată de dușmani, de Tobie, de Sambalat și de vrășmașii care urmăreau să oprească lucrarea de zidire, de construcția templului. Și în cartea aceasta, Nemia, în capitolul 4, versetul 19 și versetul 20, văd ceva atât de apropiat de ceea ce avem noi în zilele noastre. Și ce spune dregătorul? Lucrarea este mare și întinsă, iar noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. Însă la sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Este lucrarea întinsă, suntem risipiți, dar vrem ca Domnul să trezească veghetorii, Domnul să trezească pe cei care au trâmbița și Domnul să întărească veghetorii, pentru că știm că Domnul va lupta pentru noi și știm că biruința este a Domnului, lăudat să fie Domnul nostru. Trăim vremea aceasta a lui Hagai, trimisul Domnului, care să întărească duhul dregătorilor, așa cum odinioară, prin cuvântul lui Hagai, Domnul a întărit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac. Domnul să întărească și astăzi străjerii, ca prin glasul lor, prin cuvântul lor, ei să întărească dregătorii și cei chemați în lucrările lui Dumnezeu. Trăim vremea lui Habacuc, frați și surori, care a fost străjerul, care a fost acolo la locul de strajă. Câte întrebări n-a avut Habacuc înainte de a merge la locul de strajă? Câte probleme, cu câte probleme a fost încărcat? Dar atunci când a simțit că Domnul i-a dat cuvântul său, altfel a coborât din ghereta lui. Și vrem și noi, ca și odinioară, să înțelegem că cel neprihănit va trăi prin credință. Așa cum a trăit în urmă cu mii de ani, la fel și astăzi Domnul să întărească străjerii săi și Domnul să întărească pe cei neprihăniți ca să trăiască prin credință. Trăim vremea lui Ezechiel, frați și surori, care a fost un semn pentru poporul său. A fost pus de Domnul ca străjer peste casa lui Israel, dar ca și odinioară, poporul a fost cel care a nesocotit glasul străjerilor. Domnul să întărească străjerii, să întărească pe cei care fac astfel de slujbe. Trăim această vreme când, așa cum scrie Nemia, capitolul 4, versetul 13, zidurile să fie asigurate și spunea odinioară dregătorul să punem strajă în locurile cele mai de jos. Dar iată că a venit vremea când trebuie să punem strajă și în locurile cele tari. Să punem poporul pe familii să străjuiască cu armele lor. Cu arma rugăciunii, cu arma vegherii să stăm și noi împreună cu familia. Frați și surori, ce important este rolul veghetorilor, ce important este rolul fiecăruia din casa lui Dumnezeu. Dar lucrarea fiecăruia am dori să se desfășoare în deplină îmbinare, în deplină unitate și în deplină legătură cu prin Duhul Sfânt și să fim în această armonie binecuvântată. În această dimineață, frați și surori, cuvântul Domnului ne atenționează că în casa Lui sunt categorii de oameni.
fie cioplitori de piatră, fie cărători de poveri, fie zidari, lucrători din aceștia care lucrează la zidirea aceasta a casei sale duhovnicești, dar mai sunt și veghetori. Haideți astăzi să stăm în unitate și haideți astăzi să fim în această legătură pe care Domnul ne-o cere, ca împreună să putem să ajungem în casa duhovnicească, în templul sfânt sus în ceruri. Și zic, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Ce minunat
Binecuvântat să fie Domnul, care ne-a dăruit și în această vreme sănătate, viață și ne-a binecuvântat cu oportunități de a fi împreună, chiar dacă nu în modul în care noi eram obișnuiți, frați și surori, să ne avem părtășiile acestea, întâlnirile noastre, să spun, în colectivitate, iată că avem oportunitatea aceasta ca prin Duhul să împărtășim același cuvânt al lui Dumnezeu, să avem aceeași credință, să avem aceeași năzuință și în felul acesta să ne întărim spiritual unii pe ceilalți din cuvântul Domnului. Este atât de frumos că și în această dimineață Domnul prin Duhul lui cel Sfânt este Cel care ne duce și ne aduce în memoria noastră, în atenția noastră, episodul, momentele acelea în care poporul evreu s-a concentrat, s-a așezat împreună în unitate în vederea zidirii templului de la Ierusalim. Este adevărat că pentru lucrarea aceea a fost o mobilizare specială, deosebită, și lucrarea aceasta a fost una unică în istoria ei, de aceea este pe paginile Sfintelor Scripturi și este un exemplu pentru noi. Însă mă gândesc la momentele în care Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui din ceruri venit, aducând cuvântul mântuirii, al Evangheliei, al salvării pentru oameni, ei au fost cei care nu l-au cunoscut, l-au refuzat, și Domnul Iisus, care face aluzie la Solomon, este Cel care precizează cuvintele acestea: împărăteasa de la miază zi se va ridica împotriva acestui neam și îl va osândi, pentru că ea a venit de departe ca să vadă, să audă înțelepciunea unui om, a lui Solomon, dar aici, a zis Domnul, este unul mai mare decât Solomon. Dragii mei, privirea noastră aș vrea să o îndrept în momentele acestea, în minutele care le avem la dispoziție, înspre acesta care a venit și care s-a declarat și care a fost, și noi suntem conștienți că El a fost mult mai înțelept, mult mai autoritar și mult mai puternic în lucrarea Lui decât Solomon, și să ne îndreptăm privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, apostolul Pavel a fost unul care la început, îi cunoaștem istoria lui, cunoaștem fanatismul lui din punct de vedere doctrinal, religios, și modul în care el s-a dedicat unei religii care de fapt nu avea prea multe cu divinitatea, care nu avea prea multe din valorile spirituale pe care Dumnezeu le transmite, decât că avea cunoștințe extraordinare și avea poziție și avea funcție. Dar el, din punct de vedere spiritual, nu era așezat în adevăr și cunoaștem istoria lui și nu insist asupra ei. Este Cel care are parte de un moment special în viața lui, în care Hristosul înviat, pe care el îl prigonește, în care el nu crede, pe care vrea să îl refuze din societatea în care el trăia, să audă măcar despre învierea morților și despre mântuirea prin credința în Iisus, Hristosul înviat îi se descoperă. Are parte de acea revelație și bărbatul acesta, cunoașteți transformarea care a avut loc în viața lui. Meditați la lucrul acesta, pentru că el de aici încolo devine un alt om, cu o altă dinamică, cu o altă trăire, cu un alt mesaj de aici încolo. Și el, cu mesajul acesta al învierii Domnului Iisus, cu treieră lumea cunoscută de atunci, are itinerarii precise în care predică și ajunge în Atena. Și când ajunge în Atena, el este cel care are un discurs în piață. Filozofii sunt cei care aud că el are ceva nou și îl iau împreună cu ei să-l ducă în aula lor, în areopagul acela, unde să-l audieze, să-l asculte mai bine și el să-și prezinte teza pe care o are.
Este impresionant modul în care el își începe discursul când spune: pe când umblam prin cetatea voastră și mă uitam cu deamănuntul la ce voi vă închinați, am văzut un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Ei, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aia vreau să vă predic eu. Să vă pun în lumină Dumnezeul pe care voi îl cinstiți și nu-l cunoașteți. Și dați-mi voie să citesc din Scriptură câteva versete care spun în felul următor. Dumnezeu, zice el, unui Dumnezeu necunoscut, ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu, spune el în versetul 23, partea finală. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, rețineți, este Domnul cerului și al pământului, spune el. Și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Ce lovitură le-a dat Pavel aici. Ei care puneau prețul pe clădiri, ei care puneau preț pe aranjamente, pe ornamente, pe lucrurile interioare, pe ceremonialul acesta, pe ritual. Așa după cum și în vremurile noastre noi suntem cei care privim așa de mult și la o clădire, la un altar, la temir, ce alte lucruri pe care noi le numim sacre, dragii mei. Ele sunt sacre că Dumnezeu este cel care este propovăduit acolo. Dar când oamenii schimbă lucrurile și nu mai este Dumnezeu acolo și în viața celor care se ridică acolo, dați-mi voie să vă spun, sunt doar obiceiuri, tradiții. Și Pavel este cel care vine și le spune: știți voi, oameni buni, Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Și vă rog să citiți în continuare dumneavoastră, în casele dumneavoastră, pasajul acesta. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dragii mei, frumos a fost edificiul de la Ierusalim pentru un popor, așa după cum a fost poporul evreu și modul în care Dumnezeu a dorit să li se reveleze. Dar el nu a fost mai impunător decât din punct de vedere al arhitecturii și amploare aceasta a construcției, dar el n-a avut mai multă valoare decât cortul lui Moise. Căci cortul lui Moise cobora norul, slava Domnului, Domnul venea și vorbea. Dragii mei, dacă Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, se naște întrebarea aceasta: dar unde locuiește Dumnezeu? Care-i locul în care locuiește Dumnezeu? Tocmai de aceea aș vrea să vă dau câteva citate biblice și să le aveți în vedere, căci Pavel aici propovăduiește adevărul și el s-a convins de lucrul acesta. Dragii mei, Petru este cel care spune cuvintele în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 5 spune așa: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, un popor ales ca să aduceți jertfe duhovnicești pentru Dumnezeu în care noi credem. Dragii mei, Dumnezeu este cel care acum își cioplește într-adevăr pietrele astea, aici în lumea asta a păcatului. Și Dumnezeu este cel care ia tot felul de oameni, bețiv, drogat, pătimaș, cu tot felul de stări pe care le are omul. Și prin cuvântul lui Dumnezeu pe care omul îl aude despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Iisus, despre oportunitatea de mântuire și grația pe care i-o dă Dumnezeu păcătosului, omul aude și Duhul Sfânt este cel care operează în ființa omului.
Și Duhul Sfânt este cel care îl zidește pe om ca să fie acest templu al lui Dumnezeu în care Dumnezeu să locuiască. Pietre vii, nu pietre morte. Și eu am fost la Ierusalim și am văzut locurile acelea. Și am fost și în alte părți pe globul ăsta și am văzut stânci într-adevăr zidite, că te uimești, domnule, cum le-o ridicat, cum le-o așezat, cum le-o cioplit, cum le-o cărat, dragii mei. Toate astea ne impresionează ca și oameni. Dar noi trebuie să ne gândim la edificiul spiritual pe care Dumnezeu este cel care și-l face. De aceea Domnul Iisus a spus, stricați voi templu și eu în trei zile îl voi zidi iarăși. Și lucrul acesta a fost un cap de acuzare pentru Domnul, că el a zis că în trei zile îl va zidi, dar el vorbea despre templul trupului său, dragii mei. Și templul trupului său este biserica sa. Vreau să vă spun că și în vremea asta de pandemie, ceea ce a spus Domnul Iisus lui Petru, Petre, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor dărâma, nu vor birui. Și în vremea asta de pandemie, Domnul zidește biserica. Am chemat și chem pe cei care doresc să încheie legământ cu Domnul. Și în jur de 35 de persoane sunt cei care și-au anunțat dorința, au completat formularele și vom căuta să păstrăm legătură în vederea catehezei și pregătirii. Și dacă mai sunt și alții, vă rog mult de tot, contactați-ne și veniți pentru lucrarea aceasta, pentru că pandemia asta nu ne oprește, dragii mei, de a face lucrarea lui Dumnezeu. Nu ne oprește. Ce se întâmplă dacă ne botezăm și nu-i alai mare? Ce a fost când Filip l-a botezat pe foame, dragii mei, acolo în oaza aia din pustie? Importantă este mărturisirea credinței, angajamentul și trăirea pentru Dumnezeu. Asta este importantă. În vremea aceasta, potrivit cu ceea ce Dumnezeu face, este că El își zidește biserica sa din pietre vii, dragii mei. Și aceste pietre vii sunt oameni cu rațiune, oameni cu simțăminte, oameni cu voință, oameni cu slăbiciuni pe care Dumnezeu îi prelucrează ca să-i așeze în acest edificiu ca să fie pentru Dumnezeu un templu binecuvântat, dragii mei. Pentru că în 1 Corinteni, în capitolul 3, versetul 16 spune așa, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Soră dragă, frate drag, scump frați și surori, voi care l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos în inimile voastre, voi care ați intrat în această trăire cu Domnul prin credință, scumpii mei, Duhul lui Dumnezeu este acela și iată că este Cel care locuiește în noi și din noi a făcut acel templu al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai locuiește în case făcute de mâini omenești. Prea mult parcă noi elogiem, prea mult parcă dorim, prea mult parcă ne ancorăm într-un anume loc, dragii mei, dar noi suntem templul lui Dumnezeu. Ce mare har, ce mare binecuvântare este ca noi să fim aceia în care Dumnezeu să locuiască prin Duhul lui cel Sfânt și să fim binecuvântați cu acest privilegiu extraordinar într-o lume care poate ne contestă, în împrejurări, dragii mei, în care avem o sumedenie de întrebări. Noi trebuie să ținem de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți? Dacă n-ai știut, să știi de azi înainte ceea ce spune cuvântul Domnului în mai multe locuri, dar reține versetul acesta 16 din 1 Corinteni, capitolul 3. Și să știi de azi înainte că tu și eu, că noi suntem templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Amin. Aleluia. Slavă Domnului pentru asta, dragii mei. Este un lucru minunat lucrul acesta. Iar Biblia spune, tot în această carte a Corintenilor, Pavel spune și cuvintele acestea,
Cine se lipește de Domnul, ce se întâmplă? Devine un singur duh cu el. Auziți voi? În capitolul 6, versetul 17, găsiți aceste cuvinte. Dar cine se lipește de Domnul, se face un singur duh cu el. Și continuă în versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Și trupul și Duhul sunt ale lui Dumnezeu, dragii mei. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Iată că Dumnezeu și-a mutat privirea, dragii mei. Sau Dumnezeu, mai bine spus, vrea să locuiască nu într-o casă rece, fie ea cu ziduri nemuritoare, fie poleită în aur, fie ea zidită din stâncă masivă, din lemn de cedru sau chiparos, și așa mai departe. Dumnezeu este Cel care a venit așa de aproape de om. Aleluia. Atât de intim cu omul. Aleluia! Este așa de minunat lucrul ăsta. Dumnezeu a venit așa de aproape de noi și El vrea să locuiască în noi. Amin. Și noi să fim templul Lui, care să-L reprezentăm, care să manifestăm voia Lui și să trăim, dragii mei, ceea ce Dumnezeu vroiește pentru noi. Mai îngăduiți, vă rog, să citesc și din Efeseni, din capitolul 2, de la versetul 18, care ne scoate în evidență ceva. Am auzit când eram tânăr și discutam cu oamenii, zicea, da, mă, dar ce crezi tu? Că la voi în casa aia, cum aveam noi casa aia de rugăciune pe Mangalia sau de pe Romul, sprijinită și proptită ca să nu cadă. Zicea Cătălin, dar ce crezi, mă, că în casa aia voastră de acolo îi Dumnezeu, mă? Păi da, uite aici ce avem noi, cât e de înaltă, da, uite, mă, ce clopote, ce sunet, da, uite ce edificiu, ce templu. Asta e pentru Dumnezeu, că e un edificiu impunător, casele alea voastre. Dragii mei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu a făcut din noi templu, dar aici în Efeseni găsim o expresie extraordinară care zice așa, căci prin El, adică prin Iisus, versetul 18 din capitolul 2, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș a lui Dumnezeu prin Duhul, dragii mei. Atât termenul acesta de templu, dacă ți-l place, cât și termenul acesta de lăcaș, de loc călduros, de loc intim, de loc plăcut, lăcașul acesta, ești tu și eu, noi fiecare, care l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor pentru sufletele noastre. Mărit să fie numele Domnului pentru aceasta, pentru că și Dumnezeu este Cel, dragii mei, care s-a apropiat așa de mult și dorește ca noi să fim aceia care să-i dăm inima și viața noastră, ca El să o conducă, să locuiască în ea și să avem această intimitate, această trăire cu El. Scump frate și soră, tu ești în casa ta, cu gândurile tale, cu temerile, cu singurătatea ta, abia aștept să vii și eu abia aștept și mi-au dat lacrimile când am văzut copiii cântând și am zis în sinea mea, așa de mult doresc să-i văd din nou, precum și toată biserica, să-i văd iarăși împreună, așa de mult doresc. Și
va veni și vremea aia. Nu va fi așa de vreme precum noi dorim, dar ea va veni și vom găsi soluții să putem să avem părtășii în continuare. Abia așteptăm sfârșitul săptămânii în care am intrat să vedem ce ne aduce și ne vom adapta și vom rezolva lucrurile, dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu și în împrejurările acestea. Dar, dragii mei, tu ești acolo și te simți singur, înțelege în această dimineață, înțelege, primește și crede, tu ești templul lui Dumnezeu. Tu ești lăcașul acela al lui Dumnezeu în care Dumnezeu locuiește cu plăcere. Pentru că Domnul Iisus spunea cuvintele în Evanghelia după Ioan și închei cu aceasta în versetul 5 din capitolul 15, unde Domnul Iisus zice așa: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți, spunea Domnul Iisus, să faceți nimic. Iar în versetul 23 din 14 capitol spune așa, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, auziți voi. Noi vom veni la El, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Acolo în garsoniera ta, acolo în cămăruța ta, acolo în vila ta, acolo unde ai tu locul tău, domiciliul tău, frate și soră, iată cât de mult se apropie Dumnezeu de noi. Nu-L împiedică zidurile, nu caută ziduri, nu dorește să vadă lucruri de felul acesta, ci Dumnezeu vrea o inimă predată, un suflet care îl caută cu toată inima. De aceea Pavel a spus cuvintele că Dumnezeu ne-a rânduit să locuim pe toată fața pământului, ca noi să-L căutăm. Și să ne silim să-L găsim, bâșbâind măcar că nu-i departe de niciunul din El, căci din El, dragii mei, spunea El, avem ființa și mișcarea, suflarea și existența sunt din El. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Lasă bucuria prezenței Domnului să-ți umple sufletul. Eliberează-te de amărăciune, de neliniște, de îngrijorare, pentru că noi și valea plângerii o prefacem în izvoare pline de viață și de bucurie, nu pentru că noi suntem cineva, ci pentru că Domnul este cu noi, pentru că El este tăria noastră, slăvit să fie numele Domnului. Frate și soră, să-ți mănânci pâinea cu bucurie, nu cu lacrimi. Să-ți mănânci pâinea cu speranță, nu cu disperare și cu teamă, pentru că Domnul este tăria noastră. Silește-te să placi Domnului și vei vedea că Domnul este Cel care te va alimenta și vei avea resurse spirituale binecuvântate să te ridici deasupra îngrijorării, temerii, rănilor pe care le ai și să te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu, pentru că Domnul... Nu trebuie să alergăm de la o margine a pământului la cealaltă. Domnul e mai aproape de tine decât tu te gândești. E acolo unde ești tu. Și când îți deschizi inima, Domnul își așează tronul în ea. Așează-ți, Doamne, tronul în viața multora. Dragii mei, voi rosti o rugăciune, după care apoi vreau să fac o prezentare, câteva anunțuri și dacă s-ar putea, membrii bisericii și nu numai, toți cei care doresc, să rămână cu noi pe calea aceasta să poată să audă despre ce este vorba. Iar acum îngăduiți să rostesc o rugăciune de încheiere. Slăvesc numele Tău și îl binecuvintez, Creator minunat și sfânt, care ne-ai binecuvântat cu viață, cu sănătate și cu ocrotire, care ești cu noi, Doamne, și care ne luminezi în toate lucrurile prin harul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea, pentru bunătatea, pentru harul Tău și în mod deosebit pentru Duhul Tău cel Sfânt, care este prezent. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a ales așa cum suntem și ai făcut din noi
un templu spiritual, duhovnicesc, un lăcaș sfânt pentru Tine, Doamne, în care Tu să locuiești. Tu nu locuiești, Doamne, în casele făcute de mâini omenești, pompoase, arătoase, ci Tu vrei să locuiești în inima oamenilor. Îți mulțumim pentru că Te-ai apropiat de om așa de mult. Doamne, binecuvintează audiența din această dimineață și pe cei care vor asculta în continuare mesajul cuvântului Tău, să înțeleagă marele har, mare oportunitate pe care Tu o dai omului, ca omul să fie într-o părtășie plăcută, directă, minunată cu Tine, Creatorule. Slavă Ție, Doamne, pentru lucrul acesta și mă rog în dimineața aceasta, acum, Doamne, pentru cei care încă, Doamne, sunt sub apăsare, sub neliniște, frământare, eliberează-i, Doamne, adu pacea, liniștea, bucuria peste sufletele lor, Doamne. Iar acolo unde este boală, lasă vindecare. Și dacă sunt Tu duhuri, Doamne, de tulburare, care tulbură somnul, care tulbură mintea, în numele lui Iisus să fie legate, ca ființele acestea să fie libere, Doamne, și binecuvântate de Tine. Tu ești Cel care ai toată autoritatea în cer și pe pământ, Doamne, și în numele Tău ne-ai dat autoritate să călcăm peste toată puterea vrășmașului și îți mulțumim pentru lucrarea aceasta, căci Tu ești Domnul, biruitorul, iar noi suntem, Doamne, robii Tăi care dorim să facem lucrarea Ta. Îți mulțumim pentru chemare, pentru har și pentru binecuvântare. Numele Tău să fie slăvit. Binecuvintează fiecare familie, fiecare persoană, hrana și casa fiecăruia, lasă sănătate și binecuvântare și îți mulțumim, Doamne, și ne încredințăm în mâna Ta, slăvit să fie numele Tău și binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea să vă rog să nu uităm că după masa aceasta, la ora 18, vom avea din nou serviciu divin, tot în felul acesta, online, și vă mulțumim că sunteți interesați, sunteți cu noi și mulțumim Domnului și pentru oportunitatea aceasta și știu că veți fi mulți alături de noi și după masa aceasta. Ceea ce aș vrea să vă anunț este următorul lucru. În perioada aceasta de pandemie, de închis al Bisericii Elim, cât biserica a fost închisă, din punct de vedere administrativ, să știți că noi am avansat foarte mult cu lucrările pe care le aveam în plan în perioada aceasta de primăvară să le facem și chiar ne-am gândit oarecum vom reuși. Și am început, ați văzut înainte de închiderea bisericii, balconul 1 de pe partea dreaptă al fraților a fost închis, demontate scaunele și s-a început lucrările de schimbare în ceea ce privește parchetul și alte lucrări acolo. Iar venind pandemia aceasta, situația aceasta, epidemia întâi, după care apoi starea asta de pandemie, am zis, haide să continuăm și s-a demolat tot ceea ce a ținut de partea de balcoane și balconul mare. S-au demontat toate scaunele și au fost evacuat locul. Parchetul vechi a fost tot scos afară de acolo. A fost o muncă extraordinar de asiduă și mulțumim pe această cale tuturor tinerilor, fraților și chiar surorilor care s-au implicat în lucrările acestea de aici de la biserică. După ce a fost demontat parchetul și apoi a fost înlocuit cu un strat de alte materiale actuale, peste care s-a pus parchetul nou, la toate balcoanele, mă refer de balconul 1 de la frați și surori și balconul mare. Iar apoi și la balcoanele de sus, pasarela noastră de acolo, până aproape de jumătate a fost parchetat, paluxat și rânduit. Acum parchetul arată ca un mobilier. Și cei care doriți, veniți să-l vedeți, să vedeți cât de bine arată, nici nu-ți vine să mai pui piciorul pe el. Mulțumim fraților negru care s-au implicat așa de mult
îți vine să te așezi ca pe un scaun ceva atât ai de plăcut. Vă rog, eu aproape zilnic, de fapt săptămâna asta, în fiecare zi am fost aici și de dimineață și după masă, după cum am spus, unii au înțeles, au venit. Vă rog și în săptămâna aceasta, de la ora 9 la 12 vom fi aici, și de la ora 18 la 20 de asemenea, și cei care doresc să încheie legământ cu Domnul și alții pentru consiliere, mărturisire, rugăciune, ungere cu un de lemn, vă stăm la dispoziție, vă rog să veniți. Și ceea ce vreau să vă rog este și următorul lucru. Scaunele au fost duse la tapizat, prima dată partea metalică la vopsit, s-a revopsit din nou toată partea metalică, s-a adus într-o formă foarte frumoasă întreaga lucrare, urmează să se monteze scaunele pentru că s-au tapizat la culoarea care este jos în sală, mare parte dintre scaune, și lucrările vor continua la cele două pasarele sus, se vor încheia și dorim să rezolvăm și la fanfară, să înlocuim și acolo parchetul și să arate din nou totul foarte bine. Și poate va zice cineva, pentru cine? Pentru noi, frați și surori, pentru copiii noștri și pentru toți cei ce va chema Domnul până la venirea Domnului aici la Elim să se bucure în casa de rugăciune. Lucrurile nu vor rămâne așa, să știți cum sunt acum, nu vor rămâne așa. Că vom cuceri greu redutele pierdute, este iar adevărat. Dar, dragii mei, nu ne dăm bătuți, mergem înainte. De aceea vă prezentăm aceste lucruri ca să știți despre lucrările acestea pe linie de administrație și dacă n-am putut eu să vă prezint toate cele, eu vă rog să treceți pe aici să vedeți și unii posibil că ați mai pus ceva partea Domnului deoparte. Pentru lucrări, pentru biserică, pentru cheltuieli. Puteți să aduceți această parte când veniți să vedeți sau pentru rugăciune, consiliere sau alte acțiuni pe care le inițiați să veniți sau de vineri încolo, dragii mei. Deplasarea va fi liberă. Va fi liberă și atunci se poate mult mai ușor să ne organizăm în toate privințele. Așteptăm. Abia așteptăm să vedem ce dispoziții vor veni. Și, dragii mei, noi suntem oameni care respectăm și legea, nu numai sanitară, ci și legea legiuitorului care ne stabilește anumite lucruri, dar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că noi ținem la legea lui Dumnezeu mult de tot. Le avem în vedere pe amândouă. Dar legea lui Dumnezeu nu o putem lăsa deoparte, definitiv, pentru că, vezi, Doamne, cineva ar vrea să ne vadă risipindu-ne, că nu ne mai întâlnim, că nu mai ne pasă. Nu putem fi indiferenți când avem convingeri. Dacă avem doar numai o parte din aceasta așa de rațiune, numai așa, la nivelul rațiunii, niște principii, niște reguli, niște așa, astea se mută, dragi. Astea se schimbă. Dar când ai convingeri, astea nu ți le mută nimeni. Și oamenii cu convingeri, dragii mei, au fost în măsură să accepte rugul aprins, să accepte arenele cu fiarele sălbatice. Au fost în măsură apostolii să moară martirizați fiecare dintre ei, pentru că au avut convingeri. De aceea vă rog, vă rog mult de tot, Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că eu cred și nu cred din inimă, am convingerea asta, că noi toți avem convingere. Amin. Avem convingerea că Dumnezeu ne iubește, Hristos a murit pentru noi, amin, că noi suntem chemați ca să-L slujim pe El, să trăim pentru El și avem convingerea că nici moartea nu ne va ține în robia ei, căci Hristos a biruit-o și împreună cu El avem viața veșnică. Slăvit să fie numele Domnului! Vă binecuvântăm în numele Domnului! Iată că depășim ora 12. O fi cineva supărat? Niciunul dintre cei spirituali și duhovnicești nu-i supărat.
Toți suntem bucuroși că Domnul ne-a făcut temple ale Duhului Lui, lăcașe în care locuiește El, și asta ești tu, sunt eu, atâta timp cât trăim în dragoste și în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Poftă bună la masă, vă spunem tuturor, multă pace, odihnă și binecuvântarea Domnului să fie cu noi cu toți. Amin. Am toată
ce-ai promis rămâne nevoie.